Dan Diaconu, de la Trenduri Economice, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisă adresată celor care au contribuit la actuala criză în care se află România. El a pus turnurile pe Tudor Chirilă, Oana Pelea, Lucia Mândruță și Dan Tăpălagă, transmițându-le acestora un mesaj extrem de dur. Dragă Tudor Chirilă, dragă Oana Pelea, dragă Lucia Mândruță, dragă Tăpălabă, dragă la necunoscută care schelele e un sas, un sas, un sas, dragilor ceilalți mai cunoscuți sau mai necunoscuți care ați contribuit la instalarea inutilului Plăvan și a inutililor de la USR și PNL. Înainte de a începe, aș dori să vă spun concluzia pentru că știu, formația voastră intelectuală nu prea vă permite să transpirați pe un text. Așadar, dragii mei, fără menajamente, vă spun că trebuie să mă pupați în... Și nu doar pe mine, ci și pe toți ceilalți care vă citeam îngrijorați manipulările și vedeam instaurându-se pas cu pas negura asta care este în prezent. Și de ce nu, ar trebui să-i pupați și pe ea din cerada care v-a urmat și care acum se lamentează cu ce proști am fost. Da, ați fost proști, ați fost dobitoci, ați fost imbecili și de aceea, dacă aș fi un dictator, aș da ordin ca de acum încolo toată viața să nu faceți altceva decât să vă pupați unii pe alții. Că doar de asta sunteți buni, a scris Dan Diaconu. El a transmis celor vizați că sunt niște splenziți inutili, niște paraziți. Despre Tudor Chirilă a spus că este zdranga-zdranga pe banii publici. Trăia din vena primăriilor, baronilor roșii, zdrângănind pe la tot felul de sărbători ale orașelor. Astfel, Sule ar fi venit să plătească la vreun concert cu tine. Mai penibil decât tine este ălălalt lătrător, câinele vagabond al muzicii, care probabil era invitat pe la manifestările alea ca să se împrăștie lumea. Probabil venea rândul la schelălăit atunci când primarul bea decidea că trebuie să termine chermeza, a scris economistul. A urmat la rând Oana Pelea, despre care a spus că trăiește frustrarea unui copil nereușit. Nu, draga mea, n-am văzut pe nimeni înghesuindu-se să vadă vreo piesă cu tine sau ceva ce ai făcut tu. Uită-te în oglindă și o să vezi imaginea absolută a ratării. La fel și tu, băi mândruță, nimeni în drum. N-ai făcut nimic în toată viața asta amarnică ta. Ai fost peste tot un cărat în spate de alții, un inutil acceptat, un lest pe care mi-e greu să înțeleg de ce l-am dus atâția ani în spate. Ai fost la Pro unde l-ai pupat în pe Sârbu, te-ai mutat la Antene unde l-ai pupat pe Varan și te-ai mai făcut și cavaler de Corbu. În toată viața ta, băi mândruță, te-ai gândit idealist că vei avea puterea să atingi vreodată genunchiul broaștei audiențelor TV. Canci, ești un nimeni, un inutil. La fel și tu, băi Tăpălabă, nu te mai face că îmi arăți cerada care încă te urmează. Toată viața ta n-ai trăit decât din mâncat pe bani mulți. Ești un vierme, a punctat Dan Diaconu. El a susținut că cei enumerați sunt în căutarea unui alt angajament. Sunt mai ieftini și se bălăcesc în rahat cu plăcere, nu ca voi cu grimasele care v-au rămas întipărite pe chipurile slute. Așa că, dragii mei, cum bine observați cu disperare, toată lumea aia pe care ați cântat-o pe doi bani va cam elimina din schema de personal. Iar asta, dragii mei, îmi provoacă o imensă satisfacție. Vă lovește lumea nouă, dragii mei, ciocul mic. Așteptați liniște să vă vină rândul să ne pupați în fund, a punctat economistul.